Mă bucur să vă salut din nou cu ocazia ultimului studiu pe care îl avem trimestrul acesta și pe care îl avem anul acesta la școala de sabat, ultimul studiu din epistola către Romani pe care o studiem, am studiat-o de fapt trimestrul acesta, viața creștină, un capitol foarte practic sau o parte foarte practică a mesajului pe care Apostol Pavel ne transmite. Suntem la sfârșitul unui an, săptămâna aceasta încheiem acest an și este momentul în care ne gândim la ceea ce am trăit anul acesta, este momentul în care facem bilanțul și ar trebui, este o ocazie potrivită de a ne gândi mai mult la relația pe care am avut-o cu Dumnezeu, la succesul, la succesele pe care le-am avut, biruințele pe care le-am avut sau eșecurile pe care le-am avut anul acesta. Avem în săptămâna aceasta studiu Viața creștină. Este un studiu care ne dă speranță, ne ajută să înțelegem că putem trăi cu adevărat o viață creștină autentică. Aș dori să observăm așa la nivel introductiv în studiul acesta. Vedeți, am studiat despre neprihănirea prin credință și au fost foarte multe aspecte teologice de-a lungul trimestrului, dar lecțiunea și, de fapt, epistola către Romani se termină în zona aceasta a relațiilor. Adică, dacă mântuirea, dacă crucea Domnului Hristos, dacă acceptarea crucii nu produce în noi o schimbare la nivel relațional, totul este clădit pe o temelie falsă. Și aici observăm în capitolul 14, deja în Romani, că nu se vorbește de uniformism. Adică ne-am dori o biserică, sau poate unii și-ar dori, în care toți să purtăm aceeași uniformă, toți să gândim la fel, toți să simțim la fel. Ăsta e un ideal care încă este departe. Acum, nu ar trebui să fie polemică în lucrurile alea foarte, și sunt atâtea puncte de credință deloc, clare. Principii, deloc, principii. Acolo. Dar aici vedem că e și cel slab și cel tare în credință. Exact. Viața creștină. Pentru ce judeci tu pe fratele tău? Deci aici, sau pentru ce disprețuiești tu pe fratele tău? Că și tu ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, afirmă Apostolul Pavel, referindu-se la un anumit context, nu? Da, mie îmi place că pune textul acesta de memorizat, că ai putea cădea în capcana, și uite, îl citesc, de exemplu, versetul 8. Sunt multe versete în 14 și 15 din Romani, capitolele acestea, foarte frumoase și pozitive, dar îmi place că autorul studiului sau autorii aleg versetul 10. Dau exemplu versetul 8, care e frumos. Căci dacă trăim pentru Domnul, trăim. Și dacă murim pentru Domnul, murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Deci, verset frumos. Dar pune pe 10 și o ia cu partea negativă. Care e partea negativă? Judecata. A judeca, a-l vedea pe cel slab un pic cu o atitudine superioară, a-l condamna. Eu vreau să spun că versetul 1 din capitolul 14 zice: primiți bine pe cel slab în credință și nu vă apucați la vorba asupra părerilor îndoielnice. Și asta mă face să cred că ceea ce urmează Pavel începe să le dea o explicație echilibrată, corectă, credincioșilor din Roma asupra acelor păreri îndoielnice pe care le aveau unii și alții. Deci să notăm că aici, sau să clarificăm faptul că aici nu este vorba de principii. Păreri îndoielnice poți să ai cu privire la multe lucruri, da, dar nu acum, la principii. Sunt, nu? Unii care, cărora le place, și vreau să vă spun că dacă, citând aici pe Pavel, dacă merge pe părerile îndoielnice, întotdeauna interesul este mult mai mare, da? Mai avem nevoie de biserică, sau, înțelegeți? Ori, Biblia nu dorește ca, Dumnezeu nu dorește să ne concentrăm pe asta. Eu aș mai puncta încă ceva introductiv. Nu știu dacă Pavel folosește expresiile slab în credință sau tare în credință, folosind de fapt sintagmele pe care ei le foloseau, sau le folosește ca așa Dumnezeu ne vede. Înțelegeți? Nu știu asta. Bănuiesc și tind să cred că el folosește aceste două sintagme referindu-se deja la dialogurile pe care ei le purtau. Da, tu ești mai slab. Pentru că, în general, ce vedem de aici? Ăștia tari în credință, cu ghilimele de rigoare, sunt ăștia care ei înțeleg credința în așa fel încât își permite anumite lucruri. Cei slabi în credință sunt cei care
nu-și permită anumite lucruri, dacă limita aici, ei zic, mă, decât să fiu lângă limită, sunt un, mai pun o limită mai departe de limită. Da, asta este varianta liberală, înțelegi? Dar e și varianta conservatoră. Cei tari în credință sunt cei care fac reguli. N-ai voie să dai tu cu rugi, e păcat. Și discutăm despre treaba asta. Da, dar eu înțelegeți, adică Marius, aici eu nu văd așa. De ce? Pentru că eu văd deci în sunt zona... Două variante, eu sunt două văd variante în... de a fi tare în credință. E varianta liberală, în care îți permiți, și varianta conservatoare, în care faci foarte multe reguli și datorită acestor reguli te vezi mai sus. Da, dar uite, pe tău. Uite că Pavel definește aici. Unul care crede că poate să mănânce de toate, pe când altul care este slab, exact, nu mănâncă decât verdețul. Da. Și acum uitați cât de bine îi descrie pe unul și pe altul. Ăla slab în credință, care e, să zicem noi, conservator aici, pune reguli și foarte strict, care e ispita pentru el? Să-l judece pe celălalt. Cea mai mare. Și până astăzi vedem că cel care nu mănâncă decât verdețuri, ispita față de altul care mai mănâncă și din alte, este să-l judece. Și care e ispita pentru celălalt, spune textul nostru, să-l desprețuiască. Da, să-l desprețuiască. Deci cele două tabere se află față în față și oarecum își dispută întâietatea și calitatea credinței. Avem la un moment dat studiul nostru chiar o aplicație la, de exemplu, vegetarianism. Deci cei care sunt vegetariani din biserică și cei care nu sunt, care mai consumă carne. Și există această superioritate a unora care îi judecă pe ceilalți, nu? Da. Eu cred aici că Pavel nu vorbește în contextul pe care noi îl cunoaștem astăzi și în contextul pe care noi îl trăim astăzi și nu vorbește deloc ținând cont de viziunea pe care noi o avem cu privire la a ce mânca și la a ce nu mânca, pe care noi o avem în ziua de astăzi sau pe care cei mai mulți creștini din credincioși din biserica noastră o au. Și eu cred că Pavel aici se referă la acele tipuri de alimente care erau folosite de către credincioșii păgâni pentru a le jertfi idolilor. Și acei credincioși care mâncau sau care mâncau anumite alimente care erau jertfite idolilor, în concepția celuilalt grup de credincioși era că aceia care mănâncă într-o oarecare formă participă și ei prin faptul că consumă acele alimente la acea închinare. Idolat, și atunci da, zic, exact, eu nu vreau să particip și atunci mănânc decât verdețuri. Pe când ceilalți ziceau în felul următor, pentru mine acel idol este nimic. Nu este nimic. Pentru mine nu este un Dumnezeu, eu am un singur Dumnezeu. Și atunci faptul că această carne a fost închinată acelui idol și după aceea a ajuns la piață și se vinde, carnea asta n-a suferit niciun proces spiritual. Deci, rămâne același, nu s-a schimbat cu absolut nimic. Și atunci o ia și mănâncă. Și disputa aceasta este o părere îndoielnică și Pavel vrea să pună un pic de ordine. Acum, vedeți, da, ce să faci, pentru că suntem în contextul acesta a sfârșitului de an, ce să faci pe 31 decembrie, da? Fratele tare în credință zice, organizez o masă bună, stau cu prietenii, mă bucur. Fratele slab în credință ce zice? Mă, dacă n-am făcut nici tot anul, n-am făcut zi de post și rugăciune, noaptea asta mă izolez. Adică, mie mi se pare că aici trebuie să avem simțiri cumpătate, da? Dar, dincolo de astea, fiecare alege ce să facă. Și o zi să fie mai presus de alta, cum zice Pavel, sau cu mâncarea. Dar pericolul unde este? Că unul îl critică pe altul și altul disprețuiește. Și textul de memorizat tocmai asta condamnă. Ceea ce îmi place la Pavel este că nu vorbește în negativ sau dezaprobator de nici unul dintre ei. Deci nici față de cel slab în credință. Adică nici măcar nu-i dă sfaturi ca să devină mai tare în credință. Uh-huh. Fiecare este liber să aibă criteriu și chiar ar trebui să dezvolte criteriu și să fie liber să urmeze acel criteriu fără a fi judecat. A arătat dragoste creștină implică și această toleranță, care înseamnă să-i lași libertatea fără să-l critici pe celălalt să facă conform conștiinței lui.
Evident, atunci când intervin lucruri importante care țin de principii de mântuire, este altă problemă. Atunci, da, sunt situații în care ar trebui să analizăm, dar întotdeauna când să nu judecăm persoana, putem cel mult să judecăm anumite acțiuni pe care le face, dar nu întotdeauna. Acum, eu sunt de acord, Mihai, că în prima parte el îi mustră pe fiecare, le dă fiecăruia dreptate în zona lui. După aceea, de pe la versetul 14, vedem că mai mult lovește în ăla care se crede tare. Și Pavel, până la urmă, se identifică cu cel slab. Zice, când sunt slab, atunci sunt tare. Dar un aspect care mi s-a părut mie important este că nu numai că îi mustră pe cei care se consideră tari în credință, dar în același timp îi sfătuiește să se comporte în așa fel încât să nu-i facă să păcătuiască pe cei care sunt slabi în credință. Să eviți anumite lucruri care tu, chiar dacă le faci din convingere, ar putea fi un prilej de potignire pentru semenii tăi. Aici trebuie, nu? Să recunosc că sunt unii slabi din principiu. S-au setați ca să fie slabi. Deși da, au ani de zile în credință, ei mai departe aleg să fie slabi. Și de multe ori, modul în care ei vorbesc este de tipul acesta. Se întâmplă ceva, zice, gândiți-vă ce ori să spună cei care. Da. Dar de fapt cei care nu spun nimic. Sunt doar cei slabi care aleg mereu să fie slabi în credință. Da. Și ce înseamnă că este slab? Nu își exercită capacitatea de analiză morală, de claritate morală, și lasă ca această analiză să fie undeva în exterior. Gândește pastorul, gândește comitetul, gândește acolo o ceată de înțelepți. Noi credem, noi nu gândim. Nu știu, eu văd în sensul acesta de scrupulozitate. Da, și e scrupulos. Și deci a fi scrupulos. Da. Scrupulos, a crede că ceva... Eu mă pregătesc de ce spunea Sergiu, că există unii care aleg să fie slabi, să nu și cum treci de la această capacitate de a fi slab, de a încerca să-ți pui întrebări cu privire la lucruri importante și să faci, eventual la început alegi un profesor, alegi un maestru care te ajută, fie că este un presbiter, fie că e un pastor, dar încet încet îți exersezi această capacitate de analiză morală pentru ca să o faci propriu fără să mai fie nevoie. Acum, este o dezvoltare. Vă dau un exemplu de, nu de slab în credință, aproape ieșit din zona credinței, da? Mie întotdeauna îmi provoacă așa un simțământ ăsta de rău, lăuntric, când cineva îmi trimite un video de ăsta cu teoriile conspirației. Acum au ajuns atât de departe ăștia, care slabi ar fi mulți să-i numești în credință, încât dacă unul dă mâna, să zicem, cu papa, e o problemă. Da, și exact, hai să spunem că e o problemă. Dar ei au mers mai departe. Dacă unul dă mâna cu unul care a dat mâna cu papa, deja e tot o problemă. Înțelegeți? Adică s-au dus și caută acolo unde nu este nimic chiar. Înseamnă că ești ezuit, dacă vă spune. Sau cipurile la fel, da. Și fel. Peteșor, peteșor. Da. Nu cred că ține de mine să definesc cine sunt cei slabi și cine sunt cei tari în credință. Cel puțin nu văd lucrul acesta la Apostolul Pavel. Cine sunt cei slabi și cine sunt cei tari. Ci eu aș duce problema la nivel practic și la nivel personal. Și pentru a putea rezolva această problemă la nivel practic și la nivel personal, îl iau ca și exemplu pe Mântuitorul Iisus Hristos. El ce a făcut? Concepția lui despre relația cu Dumnezeu era perfectă. Era atât de sus încât acele persoane care nu înțelegeau pe Dumnezeu, el fiind atât de sus, se cobora la nivelul lor. Deci se făcea, el fiind tare, se făcea cu ghilimelele slab de rigoare, slab pentru cei slabi care nu aveau acea maturitate din mai multe motive. Din mai multe motive, dar nu aveau acea maturitate spirituală de a-L înțelege pe Dumnezeu. Și el de jos, de la același nivel, încerca să-i ridice. Și asta este ceea ce pe mine mă face să văd care sunt persoanele care în jurul meu,
în biserică, în societate, sunt și slabe și tari și atât cât pot să urmez exemplul Domnului Iisus. Cu cel slab care, nu știu, pentru a da mâna cu papa este un păcat, să încerc să-l înțeleg. Pentru cel care papa este, ok, este cine este, dar este și el un om care are nevoie să audă de Hristos, să încerc să-l înțeleg și pe celălalt. Și asta nu înseamnă nici ecumenism, nici conformism, nici relativizare, ci asta înseamnă pur și simplu să fii slab cu cel slab și să încerci să fii și tare cu cel tare, cu un singur scop. Și pe unul și pe celălalt, pentru că sunt două extreme și extremele nu sunt bune și trebuie căutat echilibru, să-i aduci cât mai aproape, cât mai aproape de Dumnezeu. Și aici, Eugen, făcând un pas mai departe, deosebirea între zile și așa, vedem că există un element care Pavel îl adaugă în contextul sfințirii. Unu, să nu ne judecăm și să nu ne disprețuim, dar doi, responsabilitatea morală pentru ceea ce se întâmplă în celălalt datorită a ceea ce fac sau spun eu. Adică e posibil eu să fac ceva care e bine sau să spun ceva care e bine, dar eu sunt responsabil și ce se întâmplă în celălalt cu ceea ce spun sau fac. Mă înțelegeți? Adică, să zicem că eu merg cu un grup de tineri în excursie și eu sunt cu mașina pe primul loc. Eu pentru mine, să zicem, n-am nicio problemă, conduc de mulți ani, am cauciucuri noi și merg pe autostradă cu 140, dar am 20 de kilometri peste. Dar după mine vine un tânăr care e începător și vrea și el să se țină de grup, merge și el cu 140, are și un cauciuc rău, face explozie și are accident. Vrei, nu vrei, ești responsabil moral pentru celălalt. Avem aici un alt pasaj care este controversat pentru unii. Pentru unii nu. Îl iau în așa fel încât susțin că este demonstrat foarte ușor prin aceste versete că sabatul nu mai este valabil. Sau nu contează pur și simplu dacă ai ca sărbătoare, dacă ții sabatul sau nu ții. Pentru unii toate zilele sunt la fel, pentru alții dau importanță unor anumite zile. La ce anume se referă? Nu există niciun temei biblic pentru a apostolul Pavel, după obiceiul lui, mergea în sabat și se dovedește. Apostolul Pavel, după obiceiul lui, era un evreu care nu consuma carne de porc. Deci aici are în vedere aspectul ceremonial în cadrul iudaismului. Asta este ceea ce nu înțelege omul secolului 21. Și ținând cont că problema sau ceea ce a motivat pe Pavel să scrie a fost problema din Galatia, am putea presupune că se face referire la sistemul iudaic. Când vorbește de zile de sărbători, se face referire la sărbătorile iudaice și la problema iudaizanților. Da, acum, dacă e să ne uităm chiar la verset, nimeni nu s-a hotărât să renunțe total la mâncare pe baza acestui verset. Eu cred că ăștia mai mănâncă din când în când. Pentru că așa spune verset, cine nu mănâncă, pentru Domnul nu mănâncă. Adică îți dai seama că nu e vorba deja să renunți total la mâncare și să faci greva foame până ai murit, ci se înțelege contextul, că e vorba de anumite alimente închinate idolilor, de anumite sărbători, pele suntem la sfârșit de an. Noi trăim, din păcate, la fiecare sfârșit de an și pe la Paște, trăim, unii se gândesc cu ocazia finalului de an, 25 septembrie, să facă un program în care să vorbească despre moartea Domnului. Nu este atitudinea cea mai bună. De provoca. Ceea ce mi se pare interesant e că în contextul galatenilor, Pavel tună și fulgeră împotriva iudaizanților. De ce? Pentru că ei credeau în aceste sărbători iudaice pe care vreau să le instaureze, dar nu numai atâta. Încercau să le impună celorlalți. Exact. Pe când aici în Roma nu era vorba de o impunere asupra celorlalți, era vorba doar de unii care... O avertizare și o prevenție, nu? Deci, în caz că e cineva care consideră că sărbătorile iudaice ar fi mai sigur, ca să fiu, să mă asigur, da? Să fiu mai sigur, care consideră că e bine să le ținem, atunci să lăsăm în pace, să o facă. Dacă asta e convingerea lui, să lăsăm în pace, să aibă acest criteriu și să facă acest lucru atâta timp cât nu impune celorlalți. Da, unii erau atât de scrupuloși încât țineau, spuneau așa, decât să
cumva să încalc voia lui Dumnezeu, mai degrabă țin o sărbătoare, erau iudei creștini, decât să calc cumva vreo sărbătoare. Eu am cunoscut oameni, au venit în biserica noastră și pentru o perioadă au sărbătorit și sâmbăta și duminica. Am cunoscut oameni care, ei, spre exemplu, au fost botezați într-un sistem, s-au rebotezat adult, dar ei au avut, când s-au botezat, au avut nași sau nuni după aceea la nuntă. Ei, dacă tu ai crescut în sistemul ăsta și ai avut nași și ai avut o anumită relație cu omul acela, relația aia nu încetează, nu, înțelegeți? Da, și atunci un altul poate să judece și atunci Biblia spune, la capitolul ăsta trebuie să fim extrem de flexibili. Da, sau, de exemplu, participarea la nunțile ortodoxe, da, înainte de 90 erau excluderi și acum, de exemplu, îmi spunea cineva, un prezbiter că a fost și tatălui cu 20 de ani fusese exclus pentru și acum fiul se duce și era discuție în respectiva comunitate că de ce s-a dus. El a fost obligat, a participat pentru puțină vreme, a dat acolo darul, pentru că era foarte bun prieten cu Mirele, nu puteam să nu mă duc. Și mi-aduc aminte că era chestie de anul trecut, a fost discuția asta, a trebuit să vină conferința ca să soluționeze chestia asta. Mie mi se pare ciudat ceea ce spui tu. Eu aș merge aici pe ceea ce nu, zice... Nu, e ceva real. Nu vreau să amintesc biserica. E ceva real. Mie mi se pare că ceea ce spune Pavel în Romani 12 e corect, să avem simțiri cumpătate nu doar în ceea ce ne privește, ci și în trăirea credinței. Și aici Ellen White vorbește foarte mult în domeniul alimentației, în domeniul modei, să avem echilibru. Exact, că extremele sunt cel mai ușor de găsit. În Romani 14 sunt aceste două probleme, a mânca sau a nu mânca și a ține o zi sau a nu ține o altă zi. Problema cu mâncarea nu mă preocupă atât de mult, însă cealaltă problemă mă preocupă. Însă mă preocupă în sens practic și spiritual și nu atât de mult într-un sens ce zi să ții și ce zi să nu ții. Sunt creștin, adventist de ziua 7 și am luat o decizie și cred că majoritatea dintre cei care ne ascultă sunt creștini adventiști de ziua 7. Însă ceea ce mă preocupă este modul în care, fie că ții sau fie că nu ții o zi sau mai multe zile, modul în care trăiești acele zile. Pentru că până la urmă, Evanghelia sau teologia nu se rezumă la cunoștință, ci se rezumă la practică, la viața de zi cu zi, care este și titlul studiului nostru din această săptămână. Și de ce spun lucrul acesta? Pentru că este cineva care spune, da, dar ca să trăiești bine trebuie să ai cunoștința bine. Da și nu, pentru că sunt atât de mulți oameni care nu cunosc bine și trăiesc mult mai bine și mult mai curat și mult mai sfânt înaintea lui Dumnezeu decât aceia care au cunoștința corectă, dar nu trăiesc. Deci, da și nu. Cum trăim acele zile? Personal îmi place să nu fac deosebire între zile. Pentru mine, când este sabat, din punct de vedere al viețuirii creștine, nu este absolut nicio deosebire de ziua de marți sau ziua de joi sau ziua de duminică sau de vineri. Toate zilele sunt la fel pentru că eu sunt chemat să trăiesc în fiecare zi la fel. Relația cu Hristos nu mi-o definește o zi. Exact. Cel puțin pentru mine. Acum, celelalte 6 zile ale săptămânii nu sunt atât de importante ca și sabatul, în sensul că Dumnezeu însuși în acea zi a făcut un lucru deosebit sau continuă să facă lucruri deosebite. În acest sens, da, fac deosebire, dar în sensul viețuirii creștine, exact, pentru exact mine toate zilele sunt la fel, exact, pentru că Dumnezeu... Să fiu creștin în fiecare exact zi. Dumnezeu nu îmi cere să trăiesc mai sfânt în sabat și da, marți sau joi să fiu mai puțin sfânt. Nu, Dumnezeu îmi cere mereu să trăiesc, exact, să trăiesc la același nivel, zi, da, constant. Și dacă se poate, să cresc. Să cresc. Iar sabatul mi-a fost dat în momentul în care într-una din aceste zile ale săptămânii am trăit mai puțin sfânt sau am greșit cu ceva, sabatul mi-a fost dat, ținând cont că este o zi deosebită în care Dumnezeu se întâlnește cu poporul lui într-un loc deosebit, așa cum făcea Domnul Iisus, după obiceiul lui, la fel ca și Apostolul Pavel, atunci sabatul îmi este
ca o ocazie în care să-i mărturisesc greșeala lui Dumnezeu și să mă reîncarc cu ceea ce am nevoie și mi-a lipsit în momentul când am... Acum, eu sunt de acord cu ceea ce ai spus tu, Petrișor, însă contextul de aici, la nivelul de aplicație practică, da, sunt de acord, dar contextul de aici nu vorbește de sabat. Deci nu are loc, nu e în discuție sabatul. Ce vorba de faptul că unii veneau dintr-un sistem religios și nu trebuiau să arunce totul la coș. Iar ceilalți care nu veneau de acolo, nici nu trebuia să disprețuiască, dar nici să accepte tot pachetul. Da? Pentru că zilele acestea, astăzi, din păcate, în creștinismul de astăzi, apar cercuri iudaizanți, sau cum se mai usor mai numi, mesianici, da, care reîncearcă să introducă aceste sărbători, iudaic, ceremonialul. Da. Ori ceremonialul nu-și mai are sensul, pentru că noi știm că sărbătorile iudaice din primăvară s-au împlinit cu ocazia primei veniri, umbră, da, și cele de toamnă se împlinesc și se vor împlini cu ocazia celei de-a doua veniri. Lucru care mi s-a părut foarte important în contextul studiului nostru este că Pavel la un anumit moment arată motivația pentru care nu trebuie să judecăm pe fratele nostru și se referă la faptul că fiecare din noi vom da socoteală înaintea lui Dumnezeu, vom fi judecați de către Dumnezeu însuși. Și aș pune în legătură cu cea afirmația care se face în mărturii volumul exact 2, asta vreau să... mulți vin la noi, exact fratele și sora White și întreabă. Să fac lucrul acesta, să mă angajez, deci orice exact detalii... Revin la ceea ce spuneam, la modul în care noi trebuie să evoluăm ca gânditori cu privire la actul moral. Este ceea ce vrea apostolul Pavel să facă și fac o paranteză, Nice, de exemplu, ia pe Pavel și îl zgutură, bine, socotindu-l intolerant, la fel și Cioran, are lupta aceasta mai puțin cu Iisus, cât cu Pavel, socotindu-l foarte categoric și cu... Iată la aici, în Roman 14 și 15, un apel frumos pentru toleranță. Dar mă întorc la ce spuneam. Vreau să citesc de aici, din Mărturii, volumul 2, pagina 97. Noi refuzăm categoric să fim conștiință pentru voi. Adică eu, profetul, eu pastorul, eu conferința generală, eu uniunea, eu conferința. Ori mentalitatea aceasta nu este destul de bine prezentată. Se prezintă o mentalitate din aceea de sugar, în care laptele vine de sus și se mănâncă ceea ce se dă. Ori observăm că, de aceea apreciez și consider că Ellen White este un profet inspirat pentru această deschidere a omului către dezvoltare, către creștere. Acum, eu vreau să zic, Marius, că sunt parțial de acord cu tine. Din ce cauză? Noi refuzăm categoric să fim conștiință. Eu vreau să spun că una este să fii conștiință, dar cu totul altceva este să ai un mesaj, să ai o învățătură și să-l transmiți cu toată certitudinea. De ce? Pentru că pasajul acesta poate fi foarte frumos luat și să relativizăm totul. Da? Nu relativizăm. Fiecare crede cum vrea. Nu. În biserică există anumiți stâlpi pe care Biblia, Spiritul Profetic și apoi poporul lui Dumnezeu i-am acceptat. Și este la un dat ce spuneau cei de la Mărășești, da? Pe aici nu se trece. Dar nu înseamnă să fii conștiință. Pe în lucrurile mărunte vorbesc, nu vorbim de principii. Da, vorbesc de lucrurile mărunte. Discutăm de principii. Pentru că despre asta e vorba. Dacă precizez lucrul ăsta... Păi da, despre asta e vorba. Zice, mulți vin la noi și întreabă să fac lucrul acesta, să mă angajez în afacerea asta sau în ceea ce privește îmbrăcămintea, să o port pe aceasta sau pe aceasta. Da. Nu trebuie să aruncăm asupra altora răspunderea în ceea ce privește datoria noastră, așteptând să ni se spună ce să facem. Cei care se hotărâc să nu facă niciun lucru de niciun fel, care nu i-ar plăcea lui Dumnezeu, vor cunoaște, după ce au înfățișat cazul lor înaintea lui, ideea este de a te identifica cu Iisus. La un moment dat, Ellen White, chiar în ultima conferință generală la care a participat, a ridicat Biblia și a îndreptat atenția poporului spre Biblie, nu spre scrierile ei, în primul rând. Cu toate că scrierile ei îndreaptă atenția spre Biblie. Eu văd așa că nimeni nu are voie să fie conștiință pentru altul și fiecare avem nevoie să ajungem la sursă, dar noi ca popor deja avem un cod. Da, avem o sursă. Aderăm cu toții și... numitor de valori comune. Îmi dau seama că există un sistem în care
gândim foarte mult în alb și negru și mie la nivelul de principii mi se pare că lucrurile sunt clare și de asta spune și Biblia, Duhul adevărului vă va conduce în tot adevărul. În tot adevărul. Dar există o mare altă parte în care sunt tonuri de gri. Și atunci, pentru unul slab s-ar putea să pară negru și pentru altul tare s-ar putea să pară alb. Să rugăm pe Dumnezeu să ne ajute ca ceea ce am studiat trimestrul acesta, epistola către Romani, mesajul pe care Dumnezeu ne l-a transmis prin Apostolul Pavel, prin aceste studii ale școlii de sabat, să-și atingă scopul în viața noastră practică. Viața creștină cred că este încununarea tuturor studiilor pe care le-am avut în trimestrul acesta și este ceea ce trebuie să trăim, nu? Este partea practică a ceea ce am studiat trimestrul acesta. Dumnezeu să ne ajute să trăim cu adevărat o viață creștină autentică. Mă gândeam, Eugen, pe partea asta finală, saluturile finale ale lui Pavel. Încă o dată, Pavel, salutând foarte mulți oameni dintr-o biserică pe care nu o vizitase încă, îmi arată cât de importante erau relațiile atunci. Nu era nici Facebook, nu era nici WhatsApp, nu era nimic și totuși cunoștea atâtea nume și atâția oameni. Și repet, partea finală a epistolei către Romani evidențiază acest mare adevăr, că neprihănirea prin credință, apoi vorbim despre sfințire, înseamnă relații interumane schimbate. Amin. Să ne ajute Dumnezeu să trăim cu adevărat o viață creștină autentică. Amin. Amin. Țin să vă mulțumesc dumneavoastră celor care ați participat trimestrul acesta la dezbaterile studiilor școlii de sabat. Țin să mulțumesc în numele celor care ne urmăresc, să vă mulțumesc pentru participare, pentru timpul sacrificat, pentru implicare și în același timp țin să vă mulțumesc și dumneavoastră celor care ne urmăriți în fiecare săptămână. Unii dintre dumneavoastră sunteți foarte interesați și în momentul în care nu apare o publicație de a noastră, o dezbatere a studiului școlii de sabat publicată, imediat ne întrebați ce s-a întâmplat. Aveți studii și majoritatea dintre dumneavoastră vă exprimați opinia ca noi să postăm studiile încă de la începutul săptămânii, dezbaterea studiului școlii de sabat. Vă mulțumim pentru interes, ne bucurăm că putem să vă fim de folos, să slujim în privința aceasta. Dumneavoastră, dacă vreți un cuvânt de final de an, un salut pentru cei care ne urmăresc. Da, ținând cont că se apropie sfârșitul de an și începutul unui an nou, calendaristic vorbind, mi-ar place să transmit și eu tuturor celor care ne privesc, care ne ascultă un gând, tot din Apostolul Pavel, tot din Romani, care spune în felul următor. Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele voastre și harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi. Amin. Amin. Eu citesc versetul 22, vă trimit sănătate în Domnul. Amin. Eu mi-aș dori ca pentru mine și pentru cei care ascultă să, studiind epistola către Romani, să aibă așa măcar o parte din experiența revelatoare pe care a avut-o Martin Luther, atunci când zbuciumat la gândul ce să mai fac ca să mă simt iertat, să mă simt în pace cu Dumnezeu, a ajuns la concluzia, cel neprihănit va trăi prin credință și l-a descoperit pe Iisus Hristos în toată frumusețea Lui și în adevăr. Sergio? Eu ce aș putea să zic, cred că s-au spus multe, un an nou binecuvântat și Domnul să ne dea sănătate și să ne dea veșnicia Lui. Amin. Țin să mulțumesc și celor care sunt în spatele camerelor, în spatele a ceea ce dumneavoastră vedeți săptămână de săptămână, Edi și fratele său, mulțumim pentru implicare și pentru faptul că de fiecare dată când au fost solicitați, au răspuns solicitării. Vă mulțumesc și vouă și tatălui lor care îi aduce cu mașina, deși locuiesc foarte departe. Vă mulțumesc tuturor, mulțumim în primul rând lui Dumnezeu, mai presus de toate lui Dumnezeu, pentru harul său și pentru posibilitatea de a-L sluji. Amin.